Astăzi alături de noi îl avem invitat pe domnul Sorin Vrăjitoru, deputat PSD. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Astăzi, o zi mare pentru dumneavoastră, se împlinesc 3 ani de când sunteți în Camera Deputaților. 3 ani de activitate. 3 ani de activitate, da. Acum 3 ani de zile am depus jurământul de credință în Camera Deputaților. Trebuie să facem mențiunea că am intrat un an de zile mai târziu, în urma retragerii unui coleg de-al meu. Astăzi împlinesc 3 ani de activitate. Cum au fost cei 3 ani de activitate? Mă refer și la activitatea din plen, din Camera Deputaților, dar și la viața dumneavoastră personală, cu naveta. Bănuiesc că ați făcut naveta, București-Călăraș, a fost mai greu. Cum ați perceput acești 3 ani? Da, este o onoare să pot să activez în Parlamentul României ca și deputat de Călăraș și vreau să mulțumesc pe această cale călărășenilor care au avut încredere și ne-au dat votul să mergem să-i reprezentăm cu cinste, spun eu, în Parlament. 3 ani de zile cu multe inițiative legislative. Vreau să vă comunic că am reușit să am 114 inițiative legislative alături de colegii mei. Nu le-am făcut singur. Am 39 promulgate ca și legi. Deci 39 din cele 114 sunt legi în vigoare. Bineînțeles, nu le-am făcut, repet, nu le-am făcut singur, datorită faptului că aceste legi, ele trebuie ulterior mers la plen și votate de către colegii parlamentari. Dacă nu ai vot în Parlament la votul final, le faci practic degeaba. Am reușit alături cu această echipă frumoasă a PSD-ului și nu numai să facem legi bune, spun eu, pentru țară și ca și noutate avem și pentru Călăraș. Ca și noutate, dați-ne mai multe detalii. La ce vă referiți? Acum 2 ani de zile și-am mai făcut referire la în emisiunea dumneavoastră. Special pentru Călăraș, legea pensiilor, legea 263/2010, articolul 65, dă posibilitatea cetățenilor care au domiciliat 30 de ani în zone cu poluare remanentă să iasă mai devreme la pensie cu 2 ani de zile fără să le fie afectate celelalte drepturi. Legea este din 2010. Intrând în Parlament, am descoperit această posibilitate ca și călărășenii noștri să beneficieze de această prevedere legală. Am inițiat o propunere legislativă, un amendament de completare a articolului 65 și de introducerea a Călărașului pe această listă. Ne dă posibilitatea și dreptul ca din cauza combinatului siderurgic și în speța uzinei coxochimice, care este trecut la nivel național într-un nomenclator la poziția 74 și acolo scrie cu subiect și predicat că uzina coxochimică este sit contaminat, sit poluant remanent, călărșinii se iasă mai devreme cu 2 ani de zile la pensie. Această inițiativă legislativă a mea comunic acum a trecut de ultima comisie de muncă și am reușit să o introduc pe plenul camerei. Cred că săptămâna viitoare va intra la vot final. De săptămâna viitoare veți veni cu vești bune, să sperăm. Să sperăm că săptămâna viitoare reușesc să trec. Nu este o lege ușoară, este o lege organică. Îmi trebuie 165 de voturi ca să pot să o trec prin plenul Parlamentului. Sunt în discuții avansate cu toți colegii datorită faptului că PSD nu mai are majoritatea în Camera Deputaților. Noi suntem 122 de parlamentari, de deputați în Camere și până la 165 îmi trebuie voturi și de la alte partide. Chiar dacă nu aveți majoritatea în momentul de față, mă gândesc că deputații călărășeni, pentru că nu sunteți singurul, avem și de la alte partide reprezentanți în Camera Deputaților, ar putea să susțină această lege fiind vorba despre călărășeni. Călărășenii care i-au votat și i-au trimis să ne apere interesele în Parlament. În Parlament, da. Este de la liberal, mai este un singur deputat. În rest, trebuie să pot să mă duc să am abilitatea necesară să fac lobby la celelalte partide și la ceilalți colegi deputați să poată să treacă pentru noi, pentru călărășeni, această lege importantă, spun eu. Este o compensare, de fapt, sunt multe discuții. Da, de ce acum? Poate că este prea târziu sau poate că este prea devreme, dar este o compensație morală față de
locuitorii acestui, acestui oraș. Eu o spune mai bine mai târziu decât niciodată. Da, se poate spune și așa. Știu că ați avut și alte proiecte pe care le-ați dus la bun sfârșit. Este vorba despre pasajul de la Drajna. Aveți noutăți despre acest proiect? În afară de cifrele sau un scurt bilanț pe care îl fac la, astăzi la împlinirea celor 3 ani și în care cele 114 inițiative legislative ale mele, repet, făcute împreună cu colegii mei și cele promulgate, am și această, acest amendament la bugetul statului de construire acestui pasaj. Acestui pasaj care ne-a dat de furcă mult timp nouă și tot l-am promovat și am spus de peste tot pe unde mă duc despre el și toată lumea încă nu crede. Eu, nici acum? Sunt mulți sceptici. Eu le spun cu subiect și predicat că acest pasaj se va construi. El este pe lista de pe site-ul de achiziții publice. Ultimele informații sunt că deja sunt 4 constructori interesați să depună ofertele pentru construirea acestui pasaj, dar termenul final de depunere a ofertelor este 2 octombrie. O să vedem după 2 octombrie cum stă situația vis-a-vis de construirea acestui pasaj. Există posibilitatea ca până la finele anului, dacă nu apar acele contestații de care se tot vorbește și ne-am obișnuit că orice proiect mai mare este atacat, la partea de contestații mă refer, există posibilitatea ca până la finele anului să aflăm constructorul? Da, dacă în octombrie va fi termenul limită? Cu siguranță, da. Cu siguranță vom afla constructorul care a câștigat licitație pentru acest pasaj. Următorul pas, începerea lucrărilor, începutul anului 2021. Da, până atunci mai trebuie să emisă HG-ul pentru expropierea terenului și pe urmă emiterea autorizației de construire. Sunt foarte multe județe care ar beneficia de acest pasaj, nu este vorba doar despre Călăraș, totuși face o legătură, este drumul către autostradă, drumul către Bulgaria, este o zonă foarte importantă, de aceea interesul nu este doar pentru județul nostru. Mă gândesc că și acolo la guvern ar trebui să existe această idee și să grăbească un pic sau măcar să nu se pună bețe în roate. În momentul în care umblam cu hârtiile pentru avizare, sau avizare pentru să putem să ducem cu celeritate acest demers și mergeam și spuneam și în Comisia de Specialitate în momentul când am făcut amendamentul la bugetul de stat în februarie 2019, le spuneam: dragi colegi, acest pasaj nu este al deputatului Vrăjitorul sau al Călărașului. Acest pasaj creează un coridor de transport pe care noi suntem obligați, mai mult decât obligați, să putem să-l ducem la capăt și astfel să putem să deschidem această zonă, să putem ca și Călărașul și Ialomița și Brăila și toată zona de nord care se descarcă în acest nod rutier, să putem să le creăm această facilitate de transport. Am vorbit despre pasaj. Două cuvinte despre portul turistic, o să trecem. Știu că este la fel, este în fază de licitație. Da, în procedură de licitație. Este un alt obiectiv pe care eu l-am dus până la un punct în Parlament, adică am venit cu finanțarea necesară pentru județul Călăraș. Consiliul Județean a efectuat toate demersurile din punct de vedere al hârtiilor pentru construirea acestui pasaj, dar finanțarea a venit de la guvernul PSD. Vreau să trecem un pic și în zona de agricultură. Astăzi, din fericire, plouă. Poate un pic prea târziu, dar bine că plouă. Voiam să vă întreb despre ajutoarele ce vor fi primite de fermierii afectați de secetă. S-a rezolvat acest aspect? Da, este o minune. Am ajuns să ne uităm la ploaie ca la o minune. Vedem prin ce an agricol trecem, un an agricol extrem de greu. Și vă spun că nu stau de vorbă cu mulți fermieri, eu sunt și deputat la Comisia de Agricultură și și implicat în această poveste. Nu a mai fost un an atât de greu de peste 40 de ani. Culturile de toamnă, și aici mă refer la grâu, orz, rapiță, orzoaică, au fost compromise în totalitate. Culturile de primăvară, porumb și floarea soarelui, s-a intrat la recoltat acum și sunt producții de o tonă și ceva, 1000 de kilograme la hectar, la porumb.
nu se poate, fermierii merg cu combina și mai mult ca să elibereze teren decât să scoată ceva de pe solele cultivate. Iar vis-a-vis de despăgubiri, guvernul a venit sau vine foarte târziu cu aceste despăgubiri, se intră în campania de însămânțare, campania de toamnă, iar despăgubirile care trebuia să vină în primăvară, în momentul în care, sau în lunile mai iunie, în momentul în care s-a constatat în teren că sunt culturile calamitate 90%, 100%, să poți să-i ajuți fermierii României, să poți să-i ajuți să se meargă mai departe cu un an, acest an agricol extrem de greu. Abia în acest moment fermierii au posibilitatea de a depune cererile la APIA. Cred că la APIA se depun la aceste cereri. Se depun. Și cred că au termen undeva până la sfârșitul lunii? 14 zile. A, 14 Între zile. 10 sau 14 zile, nu am reținut exact termenul care pot să depună aceste cereri. Cantitatea de apă căzută astăzi, nu știu dacă va fi suficientă. Și dacă vom avea o iarnă, cum am avut anul trecut, fără precipitații, ce se va întâmpla de anul viitor? Sincer să vă spun, nu vreau să mă gândesc. Noi avem un an agricol atât de prost datorită faptului că nu că n-am avut, când a fost secetă în primăvară, a fost secetă în iarnă. Noi nu am avut precipitații în iarnă, nu am avut zăpadă, nu am avut ploaie, nu am avut absolut nimic. Vedem că astăzi este o zi cu ploaie, așa să ne ajute Dumnezeu și în continuare să vină ploaia, să putem să salvăm ce se mai poate salva și să putem să demarăm campania de însămânțare, campania de toamnă cu această brumă de ploaie care vine în aceste zile. Dar, repet, dacă în iarnă nu vom avea precipitații și anul agricol 2020-2021 este pus sub semnul întrebării. Ne apropiem de final, însă aș avea o ultimă întrebare pentru dumneavoastră. Voiam să discutăm un pic despre moțiunea de cenzură. Ați spus că nu mai aveți majoritatea, a căzut moțiunea, știm că au lipsit colegii de dumneavoastră de la votarea moțiunii. În momentul de față, PSD mai are posibilitatea sau dorește să inițieze o nouă moțiune de cenzură? Moțiunea nu a căzut, ea nu a îndeplinit vorumul de ședință. Da. Deci nu au fost atât de mulți parlamentari să îndeplinim vorumul de ședință ca moțiunea să se dezbate și să voteze. PSD, conform legii, are dreptul să depună o nouă moțiune de cenzură. Am intrat în sesiunea ordinară, noi până acum am fost în sesiunea extraordinară, trebuie să spunem că noi, Parlamentul și Camera Deputaților, nu am avut vacanță parlamentară în acest an. Am mers la serviciu și foarte bine că am mers la serviciu, fiindcă România trece prin această criză sanitară și o criză economică și este nevoie de legislație, să adaptăm legislația și să fim la curent în ton cu ceea ce se întâmplă la nivel, pe nivel economic și la nivel sanitar. Acum vă spuneam că suntem în sesiune ordinară, avem dreptul să depunem o altă moțiune de cenzură. Dacă mă întrebați pe mine, și este un punct de vedere personal, nu cred că se mai impune acum o nouă moțiune de cenzură, având în vedere că alegerile parlamentare sunt în luna decembrie, asta dacă nu cumva intervine starea de urgență. Nu avem de unde să știm cum va evolua această pandemie și nu vom intra iar sau se va continua starea de alertă și cu o stare de urgență. Dar dacă lucrurile merg normal, alegerile parlamentare ar trebui să țină undeva pe 6 decembrie. Fiindcă pe 21 decembrie ne expiră mandatul. Ele pot fi prelungite conform Constituției cu încă 3 luni de zile, dar numai în cazul în care intervine o situație excepțională și aici în speță stare de urgență. 2020 a fost un an foarte greu pentru agricultură, pandemia, foarte multe probleme au trecut și încă ne confruntăm cu ele, nu se știe cum se va încheia acest an. Vedem din statistică numărul cazurilor este în continuă creștere, nu se știe ce va fi până la finalul anului. Cu toate acestea, poate o veste mică, o rază de soare, ne veți aduce săptămâna viitoare și acea propunere legislativă va trece de plen. Eu sunt foarte convins că o să venim cu o veste foarte bună pentru călărășeni. Domnule deputat, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.